nivelul de pregătire a oamenilor. Deci Rom Telecomul, care ne dă o factură atât de scumpă, ne-o dă din cauza că și modul în care ei sunt organizați acolo și cine lucrează acolo nu e pregătit pentru tehnologia modernă, care e foarte ieftină. Deci încă lucrează pe sisteme tehnologice extrem de vechite, care costă foarte mult. Și au sistemele noi, sau nu? Da, au sistemele noi, cum să nu, dar pentru ca sistemele noi să intre în acțiune, ei trebuie să pregătească personalul. Și aia costă. Deci eu sunt în program, de exemplu, cu ei. Ei sunt foarte deschiși și eu am văzut, am discutat și cu partenerii greci, a fost aici să... deci exact, ei vin exact cu ideile care sunt ideile europene. Practic nimeni nu mai poate vorbi astăzi, sau cine vorbește astăzi despre nostalgia ale secolului 20 sau sisteme organizatorice și de informare și de comunicare, practic nu fac altceva decât ne țin pe loc. Și nu asta e important, că ne țin pe loc, că poate ne face plăcere să stăm pe loc, știți, că mai odihnim. Dar aici e problema că ne costă foarte mult. Deci da, cine din nu introduce sistemele de IT, sistemele de comunicare rapidă, internet, nu fac altceva decât ne scot din buzunar o groază de bani. O Rom Telecomul, era vorba de Rom Telecom da, acum. Da, da. Deci eu, dacă eu vorbeai de altcineva, vreau să spun că am toate exemplele posibile, pentru că eu lucrând la grupele de lucru la Comisia Europeană, radiografiez permanent toate aceste structuri vechi care ne fac viața scumpă, nu dificilă, că ne place, că ne complacem. Noi suntem un popor care dormim, liniștiți, stăm calmi, când cineva vorbește de râdem. Suntem foarte relaxați de felul nostru, dar în momentul următor ne băgăm mâna în buzunar și scoatem înmulțit cu pi. În loc să scoatem cât ar trebui, mai puțin. Din păcate. Da. Adică avem foarte puțin timp astăzi, emisiunea noastră mai are doar 20 de minute și dorem să abordăm mai multe puncte. Dacă despre IT mai dorești să ne spui despre Mobile Business Group. Da, deci la Cluj am creat pentru a crea un șoc puternic, deci mergem pe sistemul PEC, se numește asta. Deci PEC-ul, un nou stil de gândire în management, înseamnă percutare, erupție și captare, PEC. Deci mergem pe sistemul ăsta în care penetrăm foarte puternic structurile vechi, care ele sunt ca o brânză, nu sunt extraordinar de solide, deci... În momentul când vii cu argumente de bani și că uite ce, cât pierdeți, sigur că ele se dau la o parte, nu asta e problema. Dar acest grup vine să aducă la Cluj cu o viteză cât se poate de mare cele mai noi tehnologii în mobile business. Deci asta este cuvântul cheie acum. Deci acest business mobil în care oricine sau ori de unde poate să-și facă afacerile. Programul Viva, de exemplu, la care lucrez, creează niște platforme virtuale. Deci, practic, toate întreprinderile pot fi puse pe niște platforme virtuale, pe internet, iar inclusiv salariile, finanțele, contabilitatea, conducerea operativă și așa mai departe, ERP-ul și așa mai departe, toate pot fi puse pe aceste platforme și conduse cu precizie de oriunde și oricând, de către manager. Tehnologii de vârf la care lucrez acum și pe care eu sper că anul viitor să le aducem cât mai repede și să le implementăm la firmele noastre. A fost în altele la Someșu, de exemplu. Acolo este o deschidere extraordinară. Ei chiar au început să investească în noile sisteme inteligente și mesajul meu este ca toate firmele din Cluj, toți directorii să înțeleagă că altfel ne va costa foarte mult conducerea, actul de conducere și de decizie. Nu mai merge cu sistemele care au fost până acum. Spune-mi, mi-ai dat ca exemple mastodont, să zic așa, Rom Telecom este un mastodont, iar Someșu este totuși o societate cu o structură construită de mult, deci nu este ceva nou, nu este un IMM. Ce șanse ar avea un IMM? O societate mai mică, care acum se străduiește să lanseze, se străduiește să devină cineva. Deci, marele avantaj ale IMM-urilor este că ele sunt flexibile. Deci, fiind structuri foarte mici, cu personal mic, flexibil, care intră, iese din întreprindere, nu au probleme de astea sociale, sindicato, nu știu, structurile astea care, cum spun, înțepenesc și duc la întârzierea actului de decizie, ele sunt primele
care vor adopta aceste tehnologii. De fapt, le adoptă. Deci, azi am avut, de exemplu, o întâlnire cu cei din turism. Vreau să vă spun că toate firmele din turism cu care m-am întâlnit astăzi, inclusiv cu Salina Pride și Turda, hotelul de la Turda, deci toți au site pe internet. Sigur, vor să și le îmbunătățească ca să-și atragă clienți. Începând de luna viitoare, își fac site-ul interactiv ca să poată și clientul să-și refacă rezervările online. S-au conectat la toate rețelele posibile de hotele de rezervări. Este tot mai vizibil exact pe internet, unde toată lumea, deci clienții adevărați, te caută pe internet, vorbesc de străini. Și românii, în curând, vor face același lucru. Deci nu vor mai apela la agenția de turism, se vor conecta la internet și vor căuta acolo tot ce... Da, și vor găsi tot ce au nevoie. Și... Sigur că agențiile de turism vor dispare, în sensul că ele vor intermedia anumite informații, că ai nevoie de informații regionale, să zicem, care n-ai tu timp să le... De exemplu, eu dacă vreau să mă duc în Cambodgia, la Angkor, ca să văd templu. Da, așa, în decembrie, da. Am fost acolo. De exemplu, nu m-am dus, tot la o agenție am încercat să găsesc toate facilitățile cum să ajung de la granița thailandeză la Angkor. Deci asta e o informație care, dacă te-a pus o cauți pe internet, sigur că durează foarte mult timp. Așa, dai, îți găsești o agenție, dai, să zicem, ca în Thailanda, de acolo intri în o agenție de turism, îi dai un mail, în 30 de secunde ai un răspuns, dacă există site interactiv. Deci el poate spune că... Da, pe loc. Da. Pe loc. Sau te dirigează pe internet, te dirigează spre un site unde ai informațiile respective. Deci nu stai tu să cauți pe mașini de căutat și așa mai departe. Sau nu te duci și să colinzi toate agențiile din oraș și fiecare să tragă din număr și să zică că noi nu oferim servicii în zona în care doriți să mergeți. Turismul este extrem de avansat aici. Eu am făcut alaltăieri o radiografie a situației pe internet a turismului românesc. Sunt câteva asociații cu site-uri foarte bune, foarte puternice, inclusiv ăștia din agroturism. Antrecu? Antrec, da, așa. Poți găsi... Și asta este, de exemplu, un exemplu clar. Deci orice firmă sau orice familie, de fapt, că aici discutăm la familii care au casele pregătite pentru a primi pensiuni, pentru a primi turiști, cea mai bună soluție în acest moment care le-o dau este să ia legătura cu acest site, să-și facă o poză și să urmeze exact instrucțiunile pe care ei le au acolo și în felul ăsta sunt vizibili. Deci trebuie să se înscrie în asociația aceea întreg, să fie licență. În asociație mi se pare că trebuie să primească și o licență de la Direcția Agricolă, da, sigur, și după aceea pot să se... N-am verificat exact dacă trebuie să fii sau nu membru. Deci am verificat numai dacă merge site-ul, că ne m-a interesat partea mai mult tehnică decât site-ul merge. Okay. Probabil că trebuie să fii membru normal, deci cei care au gândit acest site merită recompensați, deci trebuie premiați pentru idee. Și atunci, clar că orice țăran, să zicem, sau orice, știu, meșteșugar sau dintr-un sat, dacă are casa pregătită și totul în regulă, el poate foarte bine să-și ofere... Da, trebuie să primească o licență. Deci aici, mă rog, trebuie făcut niște pași care se pot interesa ei, dar ideea, ținta finală este să ajungă la un business. Spune-mi... Centrul de Afaceri Transilvania. Bănuiesc că te ocupi de turismul din Transilvania, acest grup de lucru, de turismul din Transilvania, da, numai. Da. Deci, deocamdată, Transilvania a fost aleasă ca zonă pilot. Noi lucrăm numai pe zonă, deci toate ideile și proiectele le verificăm și le testăm pe zonă. Vreți să faceți din România o mică Elveție? Teoretic. Eu iubesc extrem de mult cuvântul ăsta România, dar din păcate, acest cuvânt va rămâne ca și un cuvânt de istorie. Deci, în cadrul Europei Unite, România intră și, practic, se descentralizează. Deci nu se rupe sau se dă la nu știu cine. Se descentralizează. Asta este cuvântul elegant care se poate spune, în care comunitățile locale încep să joace un rol mult mai important decât comunitățile regionale și comunitățile naționale și comunitățile transnaționale și așa mai departe. Deci, Europa Unită este Europa a micilor comunități, care sunt unite într-un frame. De aceea, noi ne ocupăm acum numai de această comunitate de aici, deci nu de toată Transilvania. Vreau să spun că n-am luat, de exemplu, Brașovul nu l-am luat.
Brașovul. Atunci care? Județul Cluj numai sau deci care? Județul Cluj și până, deci Mureșul l-am luat pentru, deci pentru experiment. Maramureșul, Satu Mare, Oradea, Zalău, Sălajul, Bistrița și Alba. Deci centru și vest, să spunem vest așa. Și Hunedoara. Deci astea le-am luat deocamdată pentru prima fază. Sigur că o să lărgim. Avem o legătură foarte bună și cu Brașovul, cu Sibiu și cu Timișoara. Sunt județe avansate. Și puternic considerat... turistice. Brașov, Sibiu, mult mai, deci un turism mult mai bine construit decât în județul nostru. Corect. Deci pe mine ce mă interesează acum este cum se aduc pe toți la nivel. Deci programul Comisiei Europene sună foarte frumos. Deci se spune Knowledge Society for All. Da. Deci o societate informațională de cunoștințe în toate domeniile. Toți. Pentru toate domeniile și pentru toți. Deci e bine să, să lucrăm la bază, pentru că majoritatea proiectelor și programelor care le degajez acum sunt la bază. Deci să lucrăm direct, de exemplu, cu meșteșugarii din Săpânța. Deci, cum și atunci, practic, cum lucrați? Mergeți și contactați? Deci este o legătură permanentă cu ei și ultima legătură pe care am prezentat-o chiar la tine în premieră și care este o chestie istorică, primul centru de afaceri la Gâlgău. Acum mergem să le facem partea virtuală, deci am vorbit cu Rom Telecom-ul, o să le punem un internet cafe acolo pentru simulări. 4 sau 5 sate le-am ales să le, să le dotăm direct înainte de a degaja chiar proiectul. Vrem noi să facem o testare, să cum ar reacționa lumea de acolo, până când vor veni, sigur,